Eliminarea din faza regională a Cupei României a determinat pe oficialii clubului Axia Dunații Copăceni să le acorde o mică vacanță jucătorilor. Aceștia vor reveni luna viitoare la antrenamente, tot atunci urmând să aibă loc și o serie de jocuri de pregătire pentru noul sezon al Ligii a 4-a Giurgiu. În cont că ne-am antrenat mai târziu față de cam toate celelalte echipe din competiția noastră, începem seria meciurilor amicale din august. Tot în luna august se va definitiva și lotul de jucători în cadrul echipei, urmând să aibă loc câteva modificări, cea mai importantă fiind promovarea juniorilor din propria pepinieră. Ne menținem pe aceeași linie, vrem să întinerim, oricum am stat întinerit lotul foarte, foarte mult și în continuare vor veni tineri. După cum am spus, sezonul ăsta care urmează vom da ocazia și la copiii care sunt deja la noi în club, care simt să ne arate că pot face ceva la seniori. Patronul celor de la Axia a anunțat că doi dintre jucătorii esențiali din stagiunea precedentă, Alin Pătrașcu și Claudiu Herea, vor continua la formația giurgiuveană. Da, m-am înțeles cu ei, rămân și sezonul viitor la noi, și Pătrașcu și Claudiu. E nevoie prezența lor pentru că pot da sfaturi bune copiilor care vor fi o echipier cu ei. Apărută de puțin timp în peisajul fotbalistic giurgiuvean, Axia Dunații Copăceni a încheiat pe locul 3 în campionat și a cucerit faza județeană a Cupei României. Clubul acordă o atenție importantă și juniorilor, numărul acestora fiind unul impresionant.